Este un moment foarte important, atât pentru turbomecanica, cât și pentru întreaga industrie aeronautică română, deoarece va asigura Ministerului Apărării Naționale posibilitatea de a repara în România motoarele și ansamble mecanice de la noul elicopter H215 pe care Armata Română intenționează să îl cumpere pentru dotarea ei, pentru a înlocui elicopterele Puma existente. Noi colaborăm cu aceste două firme, de Safran Helicopter Engine și Airbus Helicopter de 40 de ani și am început prin a fabrica aceste motoare și ansamble mecanice de elicopter. Deci bineînțeles că considerăm că reparația este numai începutul și ne dorim ca pe viitor să fim implicați puternic și în fabricația acestor noi modele.